Bună ziua tuturor și bine v-am găsit pe acest nou videoclip. Eu, cum bine știți, sunt Richie J Gamer și astăzi suntem încă o dată pe un trailer de la un joc foarte, foarte interesant. Este vorba de Horizon Zero Dawn. La început, jocul a fost pentru consolă, dacă nu mă amintesc rău, pentru PlayStation 4, exact. A fost o exclusivă pentru PlayStation 4, dar în sfârșit a apărut și pentru calculatoare și cu o tehnologie mai avansată de mișcarea frunzelor, bătăia vântului și multe altele. Dar haideți să vedem, să trecem imediat la videoclip. Iată-ne aici cu videoclipul, acesta este trailerul, să vedem și cum arată, de fapt, cum se mișcă. La câte am auzit, este foarte, foarte interesant și făcut mult mai bine decât acela pe consolă, decât jocul pe consolă. Dar hai să trecem să-i dăm play și să vedem. Your whole life you've been searching. And the elders, they've been holding you. Grafica are o grafică super mișto, super tare. Lumina, mi se pare că e cu RTX, după cum se vede lumina. Okay. When they told me to raise you, I didn't ask questions. Why am I an outcast? Who was my mother? Peisaje are. Fratele meu, aici chiar nu comentez pentru că e super mișto, super mega tare. To the edge. E deci chiar să se închide, da, cum se cațără. Muzica perfectă. Nu știu dacă chiar asta o să fie grafica de joc. Dar e super mișto, arată super fain. Gen mie îmi place, nu știu. Ia să vedem. Ok, să ce la vânătoare. Aici la jocul ăsta, după câte mă amintesc, am văzut un youtuber care făcea jocul respectiv și sincer să m-a plăcut extrem de mult. Pentru că trebuie să-ți faci materiale, să-ți construiești armele, să-ți deblochezi abilități, trebuie să le gândești un pic. Foarte interesant. Este vorba despre o lume în care roboții au preluat controlul pământului. Foarte interesant, foarte mișto. Nu numai vorba de calitate grafică, este vorba și de cum e făcut jocul și povestea jocului. Dați și voi ce peisaje are. Bine, că nu o să ne luptăm numai cu roboții, îmi pare că o să ne luptăm și cu persoanele adevărate, așa că da. You can help? Și are de-a face, are niște puteri speciale, nu mai amintesc exact trama jocului. Da, exact, să ne batem cu ceva oameni, numai cu roboții. Pentru că, de fapt, dacă să ne gândim un pic bine, este vina oamenilor. Da, mă, copădril. Dinozauri de fier și... Deci că suntem în Transformers, așa seamănă. Oh my god, omg. Ok. Da, identitate e conform. Da. Și, oameni buni, acesta este jocul. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă este așa, lăsați un like, un subscribe și un share. Dați un share acolo să fie dat share-ul. Și nu uitați că noi ne revedem la următorul videoclip, următorul live, să vedem. Astăzi suntem pe data de 20 a 7-a și mă pregătesc chiar de live. Sunt chiar cu 40 de minute înainte de live, așa că... Oricum, nu uitați că jos în descriere vă reamintesc că aveți Discord unde puteți lua legătura cu mine, linkul de la celălalt canal unde fac videoclipul cu tata și linkul de la Instagram și de la Facebook unde puteți să-mi dați un follow și un like. De ce nu? Zice acestea, pot să închid aici videoclipuri. Noi ne revedem la următorul videoclip, următorul live. Cine știe? Ciao!